Mesaj pentru sora, care se ocupă de toți bolnavii lui, inclusiv tăticul ei. Draga mea surioară, țin să te anunț că am picioarele amorțite, labilii picioarelor. Am dureri când se numește. Și eu am detectat de mult, dar ce să zic, nu te uiți pe internet că n-ai corect. N-are nimic. Poate te atenționează un prieten al tău, că am văzut că Messenger tona de prieten. Poate are internet și îți dă un telefon. Bă, practic tu zici ceva. Deci ar trebui să vedem dacă n-am eu halucinații, că ești nebun. Tu ești de-aia bună. Cu frica lui Dumnezeu. Foarte bine. Am hernie de disc. În regiunea lombară. Eram foarte bolnav. Oricum pe tine te durea în pistă, nu știu unde te duceai, să-ți cauți loc de muncă. Când n-ai, tu ești alba neagră. Când ești divorțată, când ești împreună. Când faci despărțiri, când faci împăcări. Ca aia de anul trecut, făceam păcări. Alergări. Da. Uite, nu mai vreau păcări, da? De ce? Așa și-ai ales. Nici cu tata nu vreau împăcări. Dar în tine mai am speranță, că ești încă fată tânără. Sperați, fără. Deci am hernie de disc. E ceva grav? Da. S-ar putea tasa alea, să rămân paralizat la pat. Ce o să fac eu dacă rămân paralizat? Mă trăsc pe aici pe casă. Și o să stau mor de foame să vină pizda ta. Că mi s-a întâmplat când beam. E grav, deci nu mai pot să beau. Îmi paralizau picioarele. Nu mai puteam să mă. Deci indubitabil e ceva ciudat la acolo. Îi dau un gât, oricum sunt în anchetă la poliție. Nu știu cine m-a băgat, pe ce m-a băgat. Dar eu sunt în anchetă, știu foarte bine. Deci, mi s-a făcut și fotografie. Așa, da-mi puia. Deci, iubiții care m-ați lovit, e un tip aici, care se ocupă de chestii ciudate. Printre altele m-a lovit. Era într-o seară, eram foarte bolnav, dar vedeam. Nu eram bolnav. Și a venit cu vreo 10 inși o gașcă de aia mare și el e prostul proștilor. Ca să-și dea talente, m-a luat pe la spate, i-am trecut pe lângă el. El mă înjura, nu știu dacă i-a răspuns la barna. M-a lovit de mai multe ori, atunci m-a lovit foarte puternic. A sărit cu toată puterea lui. E pigmeu de în pula mea. Și m-a lovit în spate. Cu piciorul. Karatist. Mai că de atunci, asta se întâmplă acum un an. Am avut paralizii nasoale. Mi-a dislocat niște vertebre. Deci, iubitul, eu zic să părăsim România. Să vină la tău. Știi că ți-am făcut plângere penală, am retras. Și după aia, iar mai iubit. Fii atent că astea sunt cu, nu știu cum să zic, mutilare, ceva. Și ești prost, erau martori. Și ce înseamnă să lovești pe cineva fără martor? Să fie tătate, dar tu ești laș. Trebuie să vii cu gașcă mare, să martori. Dar ce trebuie martor, că ești vedeta. Vezi, lovitura ta mi-a cauzat probleme de sănătate. Se zice și luxor, mă, n-are nimic, tot rău spre bine. Ușurel, nu mai mătura așa de tare picioarele. Am putere în ele, că până acum n-am putere. Cădeam ca bobocul de rață, nu m-am ascultat, mult timp. Acum mai am așa niște amorțe. Atunci nu mă simțeam senzitiv, nu simțeam tălpile picioarelor. Dar cui să vorbesc eu? Că ea, când venea, fugea! Și acum, nu știu, 3 săptămâni, veni să ieșesc privind. Ce dracu? Tu nu vezi când a durat 4 minute să explic lucrurile astea. Care are timp 4 minute, o așteaptă pulărei cu mașini să plece, să-și plimbe pizda. Așa e pizda. Au, l-a slăbit tăticu. Vrea cafteală. Futu-vă în gură de jegoși și puli. A slăbit tăticu. Ea nu mai are rânză. N-are nimic mama. Îi se vede pula mai mare.